Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la știri! Urmează cele mai importante știri ale zilei. NATO și România invadează Republica Moldova. Odată cu războiul s-a încheiat pandemia. Pe rețelele de socializare au apărut mesaje scrise sau imagini de pamflet care sugerau că consumul și traficul ilegal de droguri nu vor fi pedepsite. Din datelor oficiale, rezervele exploatabile de petrol. Duminică, la aeroport, o mulțime de oameni fug din țară.